Când a știut că sunteți boieri, când mi-am dat seama că nu se vorbea de bani. Niciodată eu n-am știut ce s-a avut în familie, nici bunica mea nu știa ce aveau părinții ei, nici tata nu știa ce avea bunica, pentru că erau niște lucruri care nu erau importante. De fiecare dată când vorbiți despre familia dumneavoastră și în special de bunica dumneavoastră, aveți lacrimi în ochi. Noi vă mulțumim pentru toată emoția pe care ne-o transmiteți și sunt convinsă că aveți foarte multe amintiri, foarte multe sfaturi pe care le-ați primit și care v-au fost de un real folos. Care e cea mai scumpă amintire? Nu, una singură nu pot să spun. De exemplu, eu vorbeam franțuzește cu bunica mea, m-am învățat franțuzește când aveam 3 ani și la un moment dat era un meci de basket la televizor, eu cred că aveam 8-9 ani și era Franța-România. Și bunica mea m-a întrebat, cu cine ții? Și am zis, cu Franța. Bunica mea a zis, nu există așa ceva, ții cu țara ta. Deși am învățat franceza și pentru mine Franța era un fel de paradis care nu se putea atinge, totul era minunat, la fel și limbile străine. Bunica mea mi-a spus, nu există așa ceva. Noi întotdeauna am fost învățați să învățăm întâi limba română și pe urmă învățăm și alte limbi. În alte familii se învățau direct germana sau franceza sau așa. Și rezultatul era că nicio limbă nu era vorbită cu un accent dintr-un teritoriu. Deci să uit cine sunt, de unde am venit și cine erau cei care m-au precedat ar fi un fel de trădare, de dublă trădare, trădare față de familia mea și față de România. Sunt oameni foarte importanți pe care noi îi cunoaștem din documentare, din cărțile de istorie. Cum erau percepuți în familie? Lucruri mai puțin cunoscute de noi toți ceilalți. Da, în familie, bine, pe bunicul meu, generalul Bosi, nu l-am cunoscut niciodată pentru că a fost nevoit să fugă ascuns într-un poloboc peste Dunăre în martie 48, pentru că fiind aghiotantul regelui și general în armata dinainte de război, era clar că nu avea decât un singur destin, închisoarea și moartea, probabil. Și deci au avut șansa să găsească pe cineva care l-a trecut Dunărea în condițiile pe care vi le-am enumerat și a ajuns până în Elveția la fratele lui, care fusese ambasador în ultimul timp la Berna, după Berlin, și i s-a spus dacă are intenția să stea în familie, bineînțeles era binevenit, dar el a spus, nu vă dați seama, eu am trăit între 44 și 48 în România, comuniștii sunt la Viena astăzi, mâine vor fi în Elveția și poimine în Franța, deci continentul este foarte amenințat și eu nu stau în acest continent, și s-a dus la cealaltă, în cealaltă parte a lumii, s-a oprit unde nu mai era pământ, în Chile. Și acolo a stat câțiva ani, după care a plecat în Argentina și a murit în Brazilia. Deci eu nu l-am cunoscut. În schimb, pe fratele lui Raul Bosi l-am cunoscut foarte bine și pot să vă spun că era un om absolut extraordinar. Era mucalit, era foarte tandru, era foarte familist, era foarte, bineînțeles, extraordinar de cult, dar era foarte amuzant, avea un umor extraordinar și când am ajuns din România, l-am cunoscut în 73, el a murit în 75, dar totuși am stat în Elveția și l-am văzut foarte mult atunci și primul lucru ce mi-a spus era, deși trecuseră atâția ani de când plecase din România, nu cumva să devii papistașă. Să nu cumva să treci la catolicism. Ai să vezi că o să fie toți, o să vină să tabere peste tine, să te pună să treci la catolicism, nu te lăsa. Cum e să faci parte dintr-o familie de boieri? Cum îți dai seama că ești boier? Cum se creează sentimentul ăsta? L-ați avut? Mai ales că v-ați născut într-o perioadă tulbure, când să spui că ești boier era sinonim cu închisoarea și așa mai departe. Nu pot să spun. E ca și cum m-ați întreba
Cum ați învățat românește? Aș trece un pic prin două etape majorești, să vedem cum a evoluat familia dumneavoastră după primul război mondial, urmat în proprietărirea. Când citesc cărțile celor care vin din familie de boieri, nu pot să nu observ o oarecare nostalgie după pământul pierdut, terenul nejumătățite. Cum a trecut familia dumneavoastră? Poate asta era chiar definiția pe care mi-a cerut-o adineaur. Când a știut că sunteți boieri? Când mi-am dat seama că nu se vorbea de bani. Nu se vorbea de avere. Niciodată eu n-am știut ce s-a avut în familie, cine ce, nu s-a știut. Nici bunica mea nu știa ce aveau părinții ei, nici tata nu știa ce avea bunica, pentru că erau niște lucruri care nu erau importante. Erau, bun, le aveam, trebuiau păstrate și îmbunătățite, înmulțite, dar nu pentru asta trăiam. Trăiam pentru cu totul alte valori. Și, dar bineînțeles, pământul era ceva care trebuia păstrat pentru că era o sursa unei familii, sursa unei obârșii. Irina Bosighica s-a referit și la dorința familiei sale de a păstra pământurile. Nababul Gheorghe Grigore Cantacuzino a transmis chiar acest lucru prin testament. Noi avem testamentul lui în original, care începe cu în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh și este cam atât de gros. Și începe prin a trece în revistă tot ce poseda. Moșiile, pădurile, pământurile, clădirile și la sfârșit spune nu vindeți nimic, orice ați face, nu vindeți nimic și aveți grijă că pe aceste sub aceste soluri se va găsi petrol. Pentru că începuse atunci să se găsească. Deci, asta este ce am găsit de la... Deci a făcut trecerea de la cerealier la agricultură, spre industria care se dezvoltă. Bun, și a fost și un mare filantrop el, pentru că a ajutat... întâi a fost la un moment dat primarul Bucureștiului. Primarul Bucureștiului, putem să comparăm cu zilele de astăzi, care a renunțat la salariul lui de primar, pentru că spunea că n-are sens să-i se dea un salariu, nu avea nevoie. A făcut din banii lui o fântână care mai există și astăzi în Parcul Carol. Iar sus, pe dreapta, pentru cei care merg. Pentru cei care cunosc, da. Și pe urmă, când a fost ministrul lucrărilor publice, a făcut foarte multe donații și nu invers pentru armata română, pentru organizarea căilor ferate, adică a fost cineva care s-a luptat pentru ca România, bineînțeles, nu numai pentru bunăstarea României, dar pentru prestigiul României, pentru că și-a spus nu avem de ce să ne fie rușine față de celelalte țări din Europa, în care noi suntem la rând cu ei, avem aceleași valori, suntem poate chiar mai bogați decât ei, din punct de vedere al subsolului și al țării. Avem aceleași educație, vorbim mai multe limbi decât ei, deci de ce să ne fie rușine? Trebuie să promovăm România și asta e pentru mine foarte interesant, să văd că cei doi străbunici ai mei au luptat pentru aceleași lucruri, pentru propășirea României și pentru prestigiul ei în străinătate. Și de aia avem două ruini de care mă ocup, una Cantacuzino, una Ghica, care amândouă sunt pe ruinele unor conace tradiționale, dar ei au vrut să le facă à la française, ca să arate că noi suntem la fel, egal cu Franța.